Dumnezeu a creat oamenii, i-a așezat pe pământ și i-a condus până în ziua de azi. A servit ca jertfă pentru păcat și prin asta a salvat omenirea. La final el trebuie încă să cucerească, să-l readucă pe om la starea lui originară. De la început aceasta e lucrarea la care el s-a angajat. El își va întemeia împărăția, își va restabili autoritatea pe pământ, precum și starea omului. El își va restabili autoritatea printre toate lucrurile pe care l-a creat. Corupt de satana, omul și-a pierdut inima, inima cu frică de Dumnezeu și și-a pierdut funcția pe care orice creatura lui Dumnezeu ar fi trebuit să o aibă de la început. A devenit dușmanul lui Dumnezeu, trăind sub domeniu și ordinele satanei. Dumnezeu a pierdut ascultarea și frica oamenilor. Lucrarea lui nu poate fi făcută printre ei. Își va restabili autoritatea pe pământ, precum și starea omului. El își va restabili autoritatea printre toate lucrurile pe care și-a întors spatele și l-a venerat pe satana. Omul a fost creat de Dumnezeu și ar trebui să-l slăvească pe Dumnezeu. Dar omul și-a întors spatele și l-a venerat pe satana. Satana a devenit idolul din inima omului, în timp ce în fața omului Dumnezeu și-a pierdut poziția, ceea ce înseamnă că omul a pierdut sensul pentru care a fost creat. Pentru a recăpăta acest sens, omul trebuie să se întoarcă la condiția lui originară. Dumnezeu trebuie să-l scape pe om de firea lui coruptă. Satana, Dumnezeu trebuie să-l salveze, să-l salveze pe om din păcat. Doar atunci el îi poate reda treptat funcția originală omului. Și la final să-și restabilească împărăția, fiind ascultării vor fi distruși. Pentru a permite omului
să-l slăvească mai bine.